Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitat de această dată în platoul Informația TV este consilierul local PSD Ioan Pop, directorul Colegiului Național Mihai Eminescu. Domnule Pop, sunteți în politică din 92, ați fost ales consilier local pe UNR, după aceea deputat în legislatura 92-96. A urmat în 2000-2008 consilier local județean din partea PSD și după aceea, în 2012, consilier local al municipiului Satu Mare. Așa este, dar în politică sunt din 1991, în sensul că atunci am devenit membru al Partidului Unității Naționale Române și, în adevărat, primele confruntări electorale le-am avut în 1992, începând cu alegerile locale care s-au desfășurat în luna februarie anului 1992, nu o să uit niciodată, și apoi, sigur, cu urmând alegerile parlamentare la care am candidat și am obținut un mandat de deputat, până în 96, după aceea m-am întors și am candidat și în 96, dar atunci succesul n-a fost de partea formațiunii noastre. Și, într-adevăr, în 2000 am candidat din nou pe lista pe UNR în calitate de, pe lista de consilier județean, când am fost ales. Și în acel an, între alegerile locale și alegerile parlamentare, în PNR au apărut perturbații, partidul a intrat pe o pantă negativă, au început scindările și obținuse mandatul de consilier local. De fapt, partidul avea în jur de 30 de consilieri locali la nivelul județului, aveam 2 consilieri județeni. Și, într-adevăr, în acel moment, împreună am decis toți să, sau majoritatea, să ne îndreptăm spre Partidul Social Democrat, PSDR, cum se numește. PSDR era. PDSR, pardon. PDSR, da, da, da. Și am activat, într-adevăr, în grupul politic al consilierilor PSD până în 2008. Așa este. În 2012 am candidat pe lista Partidului Social Democrat și am făcut parte din echipa care a dus în primărie ca primar pe dr. Coica și grupul de consilieri USL, pentru că a fost candidatura pe USL, reușind în practic la aceste alegeri să obținem și majoritatea în Consiliul Local, dar și funcția de primar al municipiului Satu Mare. Da. Care ar fi cele mai importante proiecte sau care ar fi proiectele pe care le-ați promovat în Consiliul Local Satu Mare? Da, perioada prima parte, pentru că eu am fost câteva în Consiliul Local sau Consiliul Județean, da, bineînțeles. În Consiliul Local, în perioada 92 până în octombrie, cred, nu mai țin foarte bine minte, dar cred că până în octombrie, atunci promovarea, făceam parte din acea parte a grupului de consilieri care susțineau primarul, deci puterea, și acum fac parte exact din acea, și chiar în mandatele de consilier județean făceam parte din acea parte care susținea puterea. Pentru un consilier sau un membru al grupului puterii, proiectele individuale nu sunt foarte multe, pentru că noi ne raliem la proiectele principalului propunător, care este primarul, bineînțeles, sau era, da, președintele Consiliului Județean. Dar pot să spun că mă implic și chiar sunt solicitat de către domnul primar și echipa dumnealui să ne implicăm în elaborarea proiectelor de hotărâri, chiar dacă ele vin din partea primarului, pentru că împreună ne-am asumat responsabilitatea de a face schimbare, de a promova o administrație în favoarea cetățenilor. Eu, fiind și președintele Comisiei Învățământ Cultură și categoric în acest domeniu sunt mai implicat și pot să spun că în fiecare an și în acest an am participat la discuțiile tuturor grupurilor politice ale
specialiștilor din primărie și ale inspectoratului școlar în elaborarea noii rețele de școlare a municipiului Satu Mare și nu numai, chiar și a județului. În promovarea proiectelor și promovarea și susținerea proiectelor culturale și nu sunt puține, nici cele susținute de administrația locală, dar nici cele susținute de administrația județeană, așa cum prevede legea, deci sunt o seamă întreagă de lucruri la care particip. Să știți că nu totdeauna sunt de acord cu soluțiile venite din partea puterii. Am acceptat și în genere sunt deschis dialogului cu opoziția, pentru că și ei au partea lor și aportul lor la aceste lucruri și eu cred că așa trebuie făcută. Opoziția în cazul ăsta însemnând UDMR-ul, da? Ori UDMR-ul are un număr foarte mare de consilieri locali. Da, și reprezentanții Partidului Democrat Liberal. PDL. PNL. Acum nu știm, lucrurile încă nu sunt foarte conturate, după schimbările care au luat, nu sunt foarte conturate aceste lucruri. Deci eu totdeauna am avut ideea și am ideea că grupul opoziției este extrem de important. El trebuie să existe. De exemplu, atunci când exista USL-ul, și acum fac o paranteză, când exista USL-ul, inclusiv la nivelul parlamentar, aveam senzația că grupul de putere este mult prea numeros și impunător în raport cu grupul opoziției. Eu cred că acum, prin mișcările care au loc, puterea actuală, care e formată din PSD, UNPR, PC, grupul minorităților alte decât cele maghiare, inclusiv cu susținerea UDMR-ului, așa cum au declarat-o și deja guvernul a avut susținere și la votarea bugetului. Și la votarea bugetului, dar și la votul de încredere care a fost solicitat de primul ministru. Dar prin crearea noului marelui PNL sau noului PNL, nu știu exact cum să-i spun, eu cred că s-a creat un echilibru de putere și este, eu cred că va fi benefic. Cum stă situația, de fapt, în Consiliul Local acum? Consilierii, deci PSD e de o parte, ceilalți consilieri sunt de cealaltă. Deci PSD și PLR, să zicem. Deci acum e PSD-ul cu 7 reprezentanți, este PRL-ul cu 3. Deci, practic, în acest moment, cei care, să zicem, că am făcut parte în USL, grupul nostru s-a adunat cu 2, deci nu mai suntem chiar majoritar. Păi nu e, asta vreau să spun, dar, deci puterea nu e majoritară în Consiliul Local. Da, dar eu cred că în administrație influențele politice sunt mai puțin evidente pentru interesul general decât într-o, eu știu, un parlament care este forum și politic, decizional și... Deci, deocamdată nu s-a manifestat foarte strident opoziția, chiar dacă, să zicem, ar fi majoritare sub aspect politic. Și cred că acest lucru este bine gestionat și de către primar, și de executiv în general, dar și de către liderii celorlalte grupuri. Până la urmă, cetățeanul sănorean cred că așteaptă de la noi să le rezolvăm problemele, atât cât se poate, categoric. Și nu să ne certăm politic. Da. Ați discutat despre niște hotărâri. Care e situația cu școala de pe Botizului, de pildă? Care trebuia să fie a cerut-o poliția locală, da? Casetă. De ce nu se poate da poliției locale? Deci acum... Cred că dumneavoastră sunteți implicat în... Da, deci eu vreau să spun că imediat după alegerile din 2012 a fost o solicitare din partea Consiliului Județean pentru a obține acest spațiu pentru dezvoltarea sau punerea la punct în vedere a funcționării școlii speciale care există și care este, conform legislației românești, este atributul Consiliului Județean. Deci atunci Consiliul Local a luat o hotărâre ca acest spațiu să fie pus la dispoziția Consiliului Județean, astfel încât să fie pregătit pentru a fi o școală pentru școala specială din Satu Mare, o școală inclusivă. Da. Nu mai știu exact, nu au fost întreprinse alte măsuri, nu știu măsura în care Consiliul Județean, și n-am urmărit, recunosc, deocamdată nu știu măsura în care Consiliul Județean a reușit să aloce sumele necesare pentru a o transforma, acel spațiu, într-unul util, unul funcționabil. Da. Deci nu știu să vă spun în acest moment, dar
E bine că mi-ați adus aminte, pentru că chiar trebuie făcută o întrebare. El este proprietatea municipiului Satu Mare, categoric, ca spațiu de învățământ și atunci trebuie să vedem. Dar eu cred că în municipiu e nevoie de acest spațiu pentru școala inclusivă și vă spun și de ce. Paradoxal, municipiul Satu Mare are multe școli care își desfășoară activitatea în spații de învățământ tradiționale, dar care nu aparțin municipalității, ci aparțin bisericilor. Asta se știe, se plătesc chirii foarte mari. Și sumele cheltuite pentru chirii sunt destul de substanțiale. Și pot să și spun că nu este, dacă vă uitați în buget, este 1,65 de milioane de lei noi, adică o sumă extrem de importantă. Vreau să vă spun că este peste 11% din alocațiile bugetare pentru școlile Sădmarului, deci ale municipiului Satu Mare, din bugetul propriu al Consiliului Local. Deci nu este o sumă mică și asta creează destul de multe probleme privind o cât mai bună desfășurare a activității în aceste spații. Dar nici nu putem renunța, nu se poate renunța la spațiile acestea, pentru că acolo sunt școli tradiționale, școli serioase. Deci e o problemă provocatoare și pentru administrația locală, și pentru executivul primăriei, și nu este foarte simplu de soluționat. Nu este foarte simplu. Despre relațiile cu primăria nu am ce să vă întreb, că le cunosc. Care e relația dumneavoastră cu autoritățile naționale, cu PSD-ul central? Deci am relații bune și mai ales cunosc destul de mulți oameni de învățământ. Aș începe cu doamna vicepreședintă, care este Caterina Andronescu, fost ministru, om pe care îl cunosc din 1994, de când eram parlamentar și domnia sa era secretar de stat la învățământ. Eu și atunci făcând parte din Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților. Și am avut suficient de multe discuții cu domnia sa, dar și cu, l-am cunoscut, ministrul Precopie, alt secretar de stat. Și am avut discuții pe linia de învățământ în care mi-am exprimat puncte de vedere și chiar s-a ținut seama de ele, fie directe, fie prin reprezentanții noștri, adică președintele organizației județene, și aici chiar l-aș nominaliza pe actualul președinte, domnul Govor. Țin minte, era la începutul anului 2013, dacă mi-amintesc, când apăruse o problemă care voiau să o reglementeze și care crea prejudicii, după părerea mea, în managementul școlilor. Atunci am avut o discuție cu președintele organizației noastre, cu președintele organizației județene Bihor, domnul senator Mang, și care au înțeles foarte bine, au avut intervenții și lucrurile au fost reglementate. Deci, în general, am o relație bună, îi cunosc. Sigur, nu fac parte din conducerea națională din partea Satu Marelui, dar în general... Credeți că Satu Mare e sprijinit suficient de la centru? Nu. Eu cred că Satu Mare a dat organizației, deci Partidului Social Democrat, mai mult decât a primit. Deci acesta e bilanțul din 2000, de când sunt membru al partidului. Cred că organizația Satu Mare merita mai mult și mai multă implicare în executivul național, deci în guvern, cu reprezentanți strict din Satu Mare, nu cu din aceia care, mă rog, își au afilierea la Satu Mare. Deci cred că merita mai mult. Și aici aș spune că nici conducerea locală a organizației județene nu a fost suficient de incisivă pentru a impune oameni. Pentru că Satu Mare are oameni și oameni care puteau fi impuși până la, cel puțin la nivel de secretar de stat, dacă nu chiar miniștri. Sigur, trebuie să recunoaștem că, mă rog, a fost reprezentat la un moment dat în guvernul României, vorba de guvernul Năstase, Satu Mare a fost reprezentat destul de bine de un ministru Pașcu. Domnia sa este alăturat județului nostru și are origine aici, originile,
dar tot nu a crescut în mediul sâdmărean. Cred că la un moment dat se putea ca din satul mare să avem o reprezentare mai bună. Deci asta recunosc. Da. Sunteți mulțumit de activitatea primăriei Satu Mare? Acum, cum să vă spun? Sunt aveți ceva să-i reproșați domnului Coica? Nu aș reproșa domnului Coica. Până la urmă, Satu Mare și o administrație poate face ceva prin resursa, în primul rând, financiară și materială, care are la dispoziție. Satu Mare sau administrația sâdmăreană nu este, să zic, posesoarea unor sume la discreție, ca să poți imediat să faci minuni. E o aglomerație urbană nu foarte mare, 100.000 de locuitori nu este foarte mult. Din punct de vedere al dezvoltării industriale, noi am moștenit așa ce am moștenit și, mă rog, reușim cât de cât să menținem ce avem. Deci veniturile nu sunt foarte mari, motiv pentru care acești bani trebuie gestionați. Și eu cred că actuala conducere, primarul în speță și oamenii fac eforturi suficiente pentru a începe să vadă câte ceva în orașul nostru. Gândiți-vă că administrația a moștenit niște împrumuturi bancare care grevează bugetul municipiului și cu siguranță afectează și dezvoltarea puternică pe care și-ar dori o fiecare din noi. Dar nu în ultimul rând, vreau să spun că tot urbea noastră moștenește încă de pe vremea comunismului o infrastructură destul de păguboasă. Gândiți-vă, cartierul Micro 14, cartierul Solidarității, cartierul 14 Mai. Acestea sunt niște aglomerații de locuințe construite după inundațiile acelea catastrofale din și 70, dezastroase da? din 70. Ele au fost o soluție provizorie și iată că au rămas soluții de zeci de ani. Ori aceste spații să le aduci la un confort de locuință, la o estetică urbană așa cum ar merita-o, trebuie să faci eforturi uriașe. Nu, și la urma urmei nu se poate implica primăria în reorganizare. Nu, dar zic că sunt lucruri, adică sigur că primăria poate să mobilizeze niște fonduri. La ora actuală fondurile nu vin așa, domnule, toată lumea dă bani într-o căciulă cum era la comuniști și toată lumea și ea. Deci sunt lucruri importante. Ce aș spune eu că, deci dacă tot veni vorba și nu mă ascund de chestiunea aceasta, deci eu cred că domnul primar ar trebui să fie, cum să vă spun eu, mai implicat în proiectele acestea ale municipiului și prezent acolo unde ele au loc. Cred că oamenii își doresc și am văzut acest lucru în campania aceasta electorală pentru prezidențiale, că prezența primarului și a noastră în cartiere, care a avut dublu scop, deci ce să și inventarierea problemelor cu care se confruntă de zi cu zi cetățeanul, și nu sunt puține, și foarte multe au fost rezolvate pe loc sau imediat prin intervenția efectivă a primarului, dar și cu scopul electoral. Să știți că am văzut că oamenii schimbă imediat atitudinea. Deci până la urmă e o chestiune de imagine și acest lucru ar trebui să țină primarul. De fapt, dar ar trebui spus, continuat întâlnirile astea și după campania electorală, fiți nu? Sigur că o să se întâmple pentru că există și determinarea. Deci nu cred că nu te simți bine atunci când vezi că oamenii încep să fie mulțumiți că ți-au dat încrederea respectivă. Și domnul Coica are și determinarea și puterea și voința de a face acest lucru. Cu siguranță eu o să fiu un factor care o să-l determine să facă acest lucru. Da, care credeți că ar trebui să fie direcțiile de dezvoltare ale municipiului Satu Mare? Ce ar trebui făcut prima dată în orașul nostru? E foarte complicat să vă spun așa, nici nu sunt, n-am avut ocazia să fiu în conducerea executivă, deci nu am această experiență, dar eu cred că orașul nostru ar trebui să fie în primul rând axat pe infrastructura aceasta de traversare a orașului, care este cu adevărat catastrofală și cu care ne confruntăm. Eu din totdeauna am susținut că frâna în dezvoltarea orașului a fost lipsa acestui al treilea, cel puțin al treilea pod peste Someș, lucru care trebuia să se întâmple poate imediat după Revoluție sau chiar înainte. Pentru că asta e realitatea.
Orașul nostru are o chestiune și au spus-o și edilii de dinainte, foarte ciudată. Deci el este de la est la vest tăiat de către linia de cale ferată, care e istorică, și de la nord la sud de către Someș. Deci, practic, această cruce împarte orașul în patru. Și culmea că intersecția lor are aproape în centrul orașului, unde s-a aglomerat. Și atunci ne creează enorm de multe probleme. Și de aceea era bine ca decongestionând, mai ales transportul acesta de ocolire, ar fi necesar. Eforturile sunt, promisiunile sunt. Eu sper că până la finalul mandatului acestei legislaturi și locale, da, guvernul să facă sprijinul necesar, să asigure condițiile necesare pentru a începe măcar construcția acestui pod. Eu sunt convins. S-au dat numai 2 milioane de lei, domnul Popa. Dar eu sunt, corect, dar 2 milioane trebuie să încep cu ceva. Eu sunt, vă spun un lucru, cu certitudine, comunitatea sădmăreană, chiar întregul județ, chiar dacă ar mobiliza toate resursele care le are la dispoziție, nu este capabilă să construiască un pod de un kilometru. Pentru că asta înseamnă un pod peste cursul inferior al Someșului, care e o apă destul de mare și se vede aici. Deci acest lucru se poate face numai printr-un proiect guvernamental, cu finanțări din varii direcții, dar numai din finanțarea proprie este imposibil, nici nu merită să te apuci, pentru că va fi un lucru deschis. Totuși, ce s-a întâmplat cu proiectul celui de-al treilea pod? A fost făcut un proiect? Deci eu știu că în 2000... Există proiectul celui de-al treilea pod, da? În 96, nu știu, mandatul 96-2000, nu știu să vă spun foarte exact, n-am fost consilier, dar da. Îmi amintesc că atunci a fost o hotărâre a Consiliului Local legată de al treilea pod. Dar a fost o dispută între primar și Consiliul Local cu privire la locul. Și cred că de acolo au apărut problemele de neînțelegere și de concentrarea efortului de a-l susține proiectul atunci. Nu știu să vă spun foarte mult. Dar e vorba de... Știți că acum, în partea a doua anului 2014, Consiliul Local a hotărât... indicatorii tehnici au celui de-al patrulea pod, de fapt, care să fie undeva în zona aceasta a strandului, care să rezolve problema. Nu știu când. Deci de la aprobarea acestor indicatori și până la finalizare trebuie să treacă un timp. Cred că mai mult decât... Credeți că alocarea sumelor ar fi de ordin politic, ține de politică? Ar trebui ca PSD local să meargă la București, să insiste la București pentru obținerea de fonduri. Deci domnul primar face eforturi considerabile și toată aprecierea mea. Deci chiar a dat cu pumnul masă la guvernanță. A dat cu pumnul masă pentru asta. Însă sunt chestiuni și de politică generală. Acum, sigur, nu poți să faci orice. Știți? România a moștenit un anumit tip de societate din perioada comunistă, acel concept multilateral dezvoltat. Adică să facem de toate pe toate direcțiile. Culmea este că toate partidele, fie că erau la putere, fie că erau în opoziție, nu s-au debarasat de acest concept. Deci nu voiau să facă de toate. Dom'le, n-ai resurse. Deci noi încă nici acum nu știm, dom'le, la ce am putea să facem bine. Apropo de sloganul actualului președinte, România lucrului binefăcut. Da. Sunt curios cum se va finaliza acest loc. Sloganul e frumos, dar sunt curios cum se va face. Adică ce trebuie să facem? Și este zona Satul Mare, ca zonă de infrastructură de comunicare rutieră, sau este un punct important în proiectul național românesc sau se nu? Pare eu că cred nu. Că ar trebui să fie. Dar se pare că nu este. Deci, aici deja vârfurile politice ale organizațiilor, oricare partid va fi la putere, acum e PSD-ul, deci aici e vorba de conducerea organizației PSD, că va fi Partidul Național Liberal. Deci conducerea județeană va trebui să determine nevoile
județului, regiunii noastre, ca nevoi prioritare ale guvernelor care sunt. Și dacă asta vom face, cu siguranță va fi, atunci vom vedea ceva care se va întâmpla într-o perioadă mai scurtă de dată, dar încă o dată, între mediu și lung, adică între 4, 8, 10 ani, nu se poate mai repede. Dar eu cred că orașul Satu Mare și județul nostru trebuie să fie un punct important. Gândiți-vă că este locul prin care se poate face trecerea de la sudul Europei, din Europa de Sud, spre Europa de Nord, și gândiți-vă că pe traseul acesta Grecia, Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Serbia, deci spațiul iugoslav, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Belarusul, țările baltice, până în Finlanda, deci se află pe acest coridor care ar trebui să devină important. Și noi chiar am putea influența prin reprezentanții noștri în Parlamentul European, acum avem o soluție și mai bună, că este consilierul pentru dezvoltare regională, comisarul pentru doamna Corina Crețu, care și ea e legată de zona noastră prin originele tatălui său din Sălaj. Da. Am putea să găsim, e o chestiune de înțelepciune a oamenilor politici care să determine aceste lucruri. Deci asta ar fi după vărerea. Dar dumneavoastră ați discutat cu cineva sus despre această determinare? Cu cineva de sus nu am discutat, dar în spațiul acesta al politic local, eu mi-am exprimat acest punct de vedere și îl mențin. Și am și argumente, sigur. Mă bazez și pe tradiția istorică. În epoca bronzului, zona aceasta era spațiu de tranziție, de cale de comerț a uneltelor de bronz, de ceramică, pe nu întâmplător cuptoarele dacice de la Medeșaurii sunt atât de multe și de, pentru că era înseamnă un centru de ceramică care servea Europa Centrală, Nordică. Deci iată că avem tradiție. Problema este, avem capacitatea de a face ca aceste valori locale, aceste, mă rog, nevoi locale să le putem prova până la nivel de guvern. De-aia avem nevoie de un ministru din Satu Mare. Din păcate nu l-am avut decât pe domnul ministru Ovidiu Silaghi, care a fost la transporturi și care ne-a promis șoseaua de centură. Apropo de domnul Silaghi, eu apreciez foarte mult. Eu cred că așa și-a și câștigat mandatul, al doilea mandat de deputat după ce a demisionat, pentru că a reușit să facă un lucru foarte important, acel drum de legătură APA prin Odoreu, care de pe vremea comuniștilor era început și nimeni n-a reușit să-l aducă la situația și iată că există și este, scurtează foarte mult, eu chiar ieri am circulat pe el și cum merg destul de des la Baia Mare unde am părinții, mă scurtează foarte Preferați mult. Preferați să mergeți da, pe... Da, scurtează foarte mult. Deci e un lucru foarte bun. Da, deci da. Iată, vedeți că se poate. Iată un exemplu extraordinar. Da. Să revenim puțin la Consiliul Local Satu Mare. Cum se desfășoară lucrările în comisiile de specialitate? De câte ori se întâlnesc aceste comisii? Deci vreau să vedeți de câte ori e nevoie, dar cu preponderență și de regulă înaintea ședințelor și sunt dezbateri destul de furtunoase. Eu fac parte din Comisia de Învățământ Cultură, unde nu sunt foarte multe proiecte și foarte dificile. Dar se fac investiții în școli în ultima perioadă, s-au tot făcut. Da, deci discutați și despre investițiile necesare în școli. Asta e... Eu, și apropo de asta, vreau să spun că actualul executiv face eforturi extraordinare de crearea confortului necesar și modern în școli. Deci au fost proiecte de hotărâre și nu puține prin care s-au aprobat investiții de, în primul rând, plecându-se de la conservarea aceasta termică a spațiului școlar, modernizarea sa și eu cred că în acest mandat o seamă de școli vor beneficia de acest lucru. Deci se fac
lucruri importante și e bine să, să continuăm acest lucru, pentru că așa cum arată școala și biserica într-o comunitate, aceia este unul, sunt principal piloni ai feței pe care o afișează comunitatea respectivă și autoritatea, pentru că până la urmă autoritatea este cea care managerează acest lucru. Da. Domnul Rău, care considerați că sunt atuurile municipiului Satu Mare? Apropierea de graniță, așezarea geografică, apropierea de două granițe, practic, multiculturalitatea sau faptul că este un oraș mai mic decât altele și poate fi condus mai cu ușurință? Ba, trebuie, dacă ar trebui să stabilesc, să zicem, o ierarhie, eu cred că multiculturalitatea este într-adevăr un atu foarte mare. Și spun acest lucru gândindu-mă și la, odată că sunt om care vin din spațiul de învățământ și acesta este un lucru bun, apoi e vorba de instituțiile de spectacol și municipiul Satu Mare are cele două instituții profesioniste, filarmonică și mai ales teatru, cu cele două secții. Această parte culturală poate să aducă în municipiu oameni care să cunoască comunitatea. Și în momentul când cunoști comunitatea, cunoști concepțiile și ideile lor, pot fi elemente atractive pentru ceea ce înseamnă, dezvoltarea apoi a infrastructurii, din punct de vedere industrial, din punct de vedere economic, din punct de vedere a altor elemente care pot să aducă venituri municipalității. Deci eu cred că asta este un atu foarte mare. Este atu și cel legat de vecinătatea cu cele două state. Dar revin, acest atu care ar trebui să fie primul după părerea mea, e stopat exact de lipsa acestor traversări ale podului Someș, a râului Someș. Da. Deci eu cred că astea sunt... Sigur, oraș mic. Orașul mic nu este un oraș mare, 100.000 de locuitori, nu sunt. Și cred că avem probleme legate și de dezvoltarea demografică. Deci nu suntem un oraș cu, sau o zonă cu o creștere demografică, dimpotrivă. Dimpotrivă. Da. Sunt oameni lucru, care pleacă în străinătate, da, rămân acolo. Lucru, m-am uitat recent pe niște statistici cu privire la șomaj și ce se va întâmpla în 2015. Deci șomajul în Satu Mare nu este, este sub media pe țară și am, așa cum prevăd statisticile pentru anul 2015, încă va scădea. Deci, da, dar domnul Pop, nu găsești, se știe oameni, că nu sunt oameni care se înscriu la șomaj. Deci noi nu știm despre oamenii care sunt, nimeni, niciun primar, nici, bineînțeles că nici primarul Coica. Deci nu are de unde să știe. Deci, oamenii care pleacă la muncă în străinătate. Da, da. Ei de fapt... Ei, dar aceia nu sunt șomeri. Doi, șomer înseamnă un om care nu poate să-și exercite profesia pentru care e pregătit și care în acest moment n-are niciun venit. Apoi, sunt oamenii care se înscriu practic la AJOFM, da, la aceia care se înscriu și aceia, da, și pot beneficia legal. Eu, da, nu cred că există oameni care nu se înscriu dacă nu au de lucru și au dreptul. Deci, da, eu cred că beneficiază. Ba, dacă am luat-o mai adânc, poate că sunt unii și care... Dar știți că asta e o piedică în calea investițiilor. Am auzit mulți, pe mulți spunând, șomajul mic, păi nu vine investitorul. De, da, ce? Corect. Deci nu vine investitorul pentru că nu găsește forță de muncă mai ușor și mai, da, pe care o poate plăti mai slab. Acum, problema este legată, de aceea vă spun că administrațiile locale, prin reglementările privind descentralizarea, se confruntă cu o provocare extraordinară. Deci după 2004, după 2003-2004, autoritățile locale au o mai mare responsabilitate în gestionarea educației inițiale a locuitorilor. Deci școli preuniversitare de tip liceu, care îți dă o calificare, școli profesionale, ele nu sunt pregătite pentru a prelua aceste atribuții care au o specificitate a lor. Deci administrația locală nu este pregătită. Nu i s-au dat nici pârghiile materiale și financiare pentru a face acest lucru. Gândiți-vă că
Municipiul Satu Mare are 41 de unități de învățământ cu personalitate juridică, de școli. Da. Ba chiar mai multe, clădirile sunt mai multe, dar școli. Această activitate de finanțare a acestor școli este preponderent din bugetul local. Cam 96% din buget trece prin bugetul Consiliului Local, inclusiv salariile profesorilor. Sunt plătite, e adevărat, deduceri din TVA, dar tot din TVA-ul fiind o taxă pe consum a sădmărenilor, deci tot de plătite impozite plătite de sădmăreni. Și la nivelul administrației locale are un birou de coordonare cu 3 persoane. Nici măcar nu sunt specialiști în educație. Și legislația nu le dă posibilitatea de a-l dezvolta acest tip de serviciu pe care are primăria și care gestionează 47% din bugetul anual al Consiliului Local. Da. Deci ar fi nevoie de mai mulți angajați la... Nu, nu de mai mulți. Deci nu cred că trebuie mai mulți. S-ar putea să trebuiască, nu, dar cred că trebuie altfel de profesionalizare, altfel de funcționari care să își... Deci eu cred că nu mai mulți angajați, ci profesia de funcționar în administrație trebuie să se schimbe, ca orice meserie. Da, și inginerii aici... de azi nu sunt inginerii de acum 50 de ani. Da, și aici revenim la numărul bugetarilor, care unii spun că e prea mare, alții prea mic, depinde la în cazul primăriilor, da? Cazul primăriilor de comună. Da. Întotdeauna, sau majoritatea primăriilor de comună funcționează cu o schemă de personal acoperită în proporție de 50%. Acolo ar trebui. Deși am vorbit cu unii primari și majoritatea spun că nu e necesar, că se descurcă chiar cu 50% din personal, dar ar vrea să aibă posibilitatea să le mărească salariile, ca să fie mai eficient, să nu mai fie nevoit aici e o funcționarul public să mai muncească în altă parte. Deci da. de o filozofie a unităților administrative. Deci gândiți-vă că în România, după Revoluție, nu s-au concentrat unitățile, s-au divizat. Adică din comune mici am făcut și mai mici. Păi, sunt comune cu 1500 de locuitori, 2000... Sunt și cu mai puține în țară, nu știu dacă la noi în județ. Întrebarea este, 1500 de cetățeni realizează taxe și venituri către administrație ca să o susțină? Nu. Deci iată de ce trebuie să schimbăm filozofia de împărțire administrativă a țării. Deci clar, eu sunt pentru așa ceva. Și asta trebuie făcut cât mai devreme din două considerente. Și primul considerent, după părerea mea, este să nu irosim resursele obținute prin taxe și impozite plătite de cetățean. Sigur, putem menține astfel de administrații fără nicio problemă, dar atunci trebuie să creștem taxele și impozite. Eu, ca cetățean, sunt dispus să plătesc mai mulți bani pentru o administrație care încă pune foarte multe probleme cetățeanului și trebuie să o recunoaștem. Prin birocratism, prin exces de reglementare, prin anumita teamă pe care o manifestă foarte mulți din funcționarii publici. Dom'le, decât să greșesc, mai bine îl chem pe om și îl stresez. Și se întâmplă. Deci, atât probleme provocatoare pentru... Deci, pentru Consiliul Local, dar mai ales pentru primar. Nu e normal ca primarul să aibă salariul de 4 ori mai mic decât, să zicem, șeful finanțelor publice locale? Mi se pare normal? Nu. 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 Dar se întâmplă. Și asta este din asta cauza... Asta se întâmplă la noi, aici se spune, întâmplă în țară. Da, da. Se întâmplă în țară, în toate, pentru că asta este. Este normal ca... Vin aici, ca... Eu știu, patriarhul României să aibă mai mare salariu ca președintele României? Sau, da, mă rog, și patriarhul nu mai spune, sau, venitul patriarhului... Că există consilieri pe anumite domenii, nu știu dacă și locale, dar centrale cu siguranță, care au veniturile mai mari decât șeful respectivei domeniu. Da, deci, da, șeful lui direct, da, se poate. Dar și patriarhul, că veni vorba de el, are venituri din mai multe părți. Nu contează, da, nu și... contează. Deci nu contează. Și de la patriarhie și de la stat. Da, așa e legea. Jumătate e de la stat. Da.
Și acea jumătate de la stat e mai mare decât jumătatea primară. Bun, deci care ar fi soluția cu bugetarii? Care ar fi soluția cu bugetarii? Deci eu cred că deci trebuie să existe să zic, un echilibru între nevoile administrației de a-și rezolva problemele, că până la urmă funcționa asta înseamnă. Deci eu de ce l-angajez pe un om? Că am de rezolvat o problemă în folosul cetățeanului. Deci o regândire a sarcinilor, a fișei postului până la urmă, și a reprofesionalizării și a funcționarului public. Pentru că sunt alte provocări, sunt alte momente. Categoric IT-ul și software ar trebui să fie mult mai util în administrare, să fie mai des folosit. Și chiar există prevederi, deci chiar decizionalii administrației și a executivului trebuie să transfere mai multe atribuții către aceștia, responsabilizându-i. Și acum, chiar anul trecut, prin hotărâri la nivel național, sunt reglementări care pot da, îi dă dreptul primarului de a face acest lucru, dar să crească responsabilitatea. Deci, eu cred că, sigur, nu pot să spun foarte, nu mă pricep, nu sunt specialist în administrație, dar cred și citind, studiind, pentru că, în general, te informez. Eu cred că sunt lucruri de bun simț care trebuie făcute și care ar duce la imediat la schimbări în bine în administrație, în contactul cetățeanului cu autoritatea. Trebuie să te bucuri ca și persoană publică care ai fost investită atunci când îl vezi pe om că pleacă de la tine mulțumit. Deci deja e un mare câștig. Da, că veni vorba despre reîmpărțire, o reîmpărțire teritorială este și regionalizarea. Pe de altă parte, e greu să renunți la comunele nou înființate, da? Deci sunt comune înființate și la noi, în județul Satu Mare, de foarte puțin timp. Și acum, sigur, sunt comune nou înființate cu 1500 de locuitori, da? Sunt cu 1500, altele sunt cu 5000, sunt și comune cu 5000, adevărat. Bun, cum vedeți dumneavoastră regionalizarea? Cum ar trebui să se întâmple? Deci eu cred că mai multe opinii. Da, eu cred că România are deja o structură de regionalizare, mă rog, impusă cumva forțat la momentul aderării la Uniunea Europeană, cu cele 8 regiuni de dezvoltare. Mie mi se pare că acolo sunt chestiuni echilibrate. Aproximativ populații, nu foarte mare diferență de până la urmă o regiune trebuie să mențină. La noi populația este cam uniform distribuită, nu există discrepanțe foarte mari între densitățile de populație în diferitele zone ale României. Deci eu cred că e o soluție aceasta cu regiunile de dezvoltare economică care au fost, sigur, nu, și aici e de discutat. Specialiștii ar putea să ia în calcule diferite criterii după care să facă acest lucru. Dar cred că 8-10 astfel de regiuni sunt suficiente pentru România. Ba mai mult, am putea sugera și o idee de următorul gen. Dom'le, nu există comune sub 5.000, 7.000, 10.000 de locuitori. Nu sunt orașe sub... Nu cred că are nimeni curajul să facă chestia asta. Nu va face. Acesta este un proiect care ar putea face parte dintr-o strategie națională și eu cred că ar fi chiar o chestiune care ar putea să plece de la șeful statului sau de la șeful guvernului până la urmă. Discutând într-un timp rezonabil acest tip de împărțire administrativă și să fie un pact pe ea, să-l accepte toată lumea. Și, mă rog, deci cred că e nevoie de așa ceva. Revin, România așa cum e acum, nu este nici asemănătoare perioadei interbelice, când, la începutul secolului 20, România era o țară care ieșea din feudalism, ce mai? Nu avem ultima răscoală în Europa, tot în România a fost cea din 1907, deci ieșeam din feudalism. A venit perioada interbelică în care noua administrație sau noua împărțire administrativă a creat foarte multe județe, pentru că erau slab dezvoltate, era nevoie de a ne concentra pe porțiuni cât mai mici. Bun, au venit comuniștii, au făcut regiuni pe vremea stalinismului, da? Au făcut 16, că de acolo e celebra regiune Maramureș. Baia Mare a ajuns centru, mare centru,
de, datorită comuniștilor, pentru că altfel era un oraș foarte mic, băgat într-o groapă acolo. Probabil că asta a fost rațiunea pentru care. De unde duci din Baia Mare? Că n-ai unde să te duci. Deci, în vechea împărțire, n-avea nicio logică. El totdeauna a împărținut de satul mare. Și spun că eu sunt de acolo, de lângă Baia Mare, deci nu o spun. Da. Dar a devenit o mare... Și s-a dezvoltat, uite, da, mai bine decât satul s-a mare. S-a dezvoltat, da. Dar este în detrimentul adevăratului Maramureș, care este cel istoric și a Sighetului, da? Bun, dar nu comentez acum. Da. Deci au făcut acest lucru. Au venit comuniștii, au zis, domnule, e prea multe regiuni, să dăm mai multă putere, aveam mulți activiști, să le dăm la toți o pâine, nu? Da. Da. E, acum, să facem eu mai cred multe că județe, se impune, da, o regândire administrativă sub aspectul acesta al eficientizării resurselor care le adun de la populație prin taxe și impozite și ele să se întoarcă într-adevăr în folosul cetății. Asta e rolul administrației. Nu să avem conducători. Apropo de asta, că mi-a spus că am fost consilier județean și local. Deci, de exemplu, Consiliul Județean, după părerea mea, prin reprezentanții lor, și nu cei de acum, din totdeauna, a vrut să-și aroge totdeauna întâietatea, deci să fie cum era Consiliul Popular Județean pe vremuri și cum era primul secretar. Păi, conform legii 215 și a legislației din România, administrația județeană nu este conducătoare administrației locale. Nu au nicio treabă. Deci are un singur rol. De-aia și primește puțin bani ca buget. Pentru că are rol de a echilibra sub aspect material și financiar bugetele micilor administrații locale, primării mici, așa, și de a finanța proiecte majore ale regiunii, care nu pot fi susținute de o singură administrație, oricât e ea de mare. Deci să le conectez. Asta e rolul administrației. Și trebuie să și le asume. Da, altfel apar conflicte între administrația orașelor mari sau administrația centru, în speța municipiilor, centru de județ și cea județeană. Păi în defavoarea tuturor. Și de aceea eu cred că trebuie înțeleasă foarte bine de cei care conduc, trebuie în primul rând să-și însușească filozofia reglementării prin care funcționează ca instituție, deci a legii prin care. Și atunci lucrurile se vor pune la punct. Deci profesionalizarea conducătorului. Da, dar așa ceva, deci să vă, dumneavoastră vă gândiți la profesionalizarea unui consilier? Categoric. Consilier județean? Și consilier, eu am participat la cursul de formare în administrație locală. Management. Dar va fi ales tot politic. Corect. Da. Bun, aici deja este responsabilitatea forțelor politice. Pentru că ei pe listă, practic, trebuie să pună oameni formați. Da, deci un partid formați care dorește să dăinuiască. Un partid nu poate dăinui un deceniu, unui partid. Eu am experiența venind dintr-un partid de acest fel. Da. Deci un partid mare care dorește să facă și care are o filozofie și o doctrină, deci acesta trebuie să gândească pe perioadă de cel puțin o jumătate de secol, în care el trebuie să își construiască acei specialiști în problemele publice care să-i reprezinte și politic, dar să-i reprezinte și sub aspectul profesional. Sigur, sunt dispute în întreaga lume dacă societățile trebuie conduse de partide politice prin lege sau trebuie conduse de specialiști prin meritocrație. Aici filozofia e complicată și nu putem noi românii să dăm, că nu avem atâta experiență. Sunt țări cu structuri democratice de secole, da, care nici ei nu știu să dea soluția ultimă. Da, vorbeați de partide. În acest moment există o alianță PSD-UNPR-PC. Da. Cât credeți că va rezista această alianță în condițiile în care se anunță ca PNL eu cred că va dacă ajunge la guvernare nu, sau vrea să ajungă la guvernare? Da, eu cred că dacă problemele actuale din PSD, că nu sunt puține, generate de pierderea alegerilor, până la urmă, a reprezentantului stângii, dacă ele vor fi gestionate corect și nu vor duce la crearea de tensiuni interne sau forțe centrifuge care să distrugă partidul, eu cred că această alianță va rezista. Deci cheia este la PSD, după părerea mea, și în speță la liderii actuali.
și liderii naționali, dar și liderii locali. Dacă vor avea înțelepciunea să rezolve această problemă acceptând un program serios de reformare a partidului, și reformarea nu trebuie să fie neapărat, nu o faci numai când ești în opoziție. Poți să o faci și în opoziție, poți să o faci când ești la putere. Deci să existe preocupare în interiorul partidului pentru ceva, eu cred că coaliția va rezista. Dacă în PSD vor apare probleme, cu siguranță că și ceilalți își vor găsi soluții sau își vor căuta soluții, pentru că nu au forța necesară să țină ei da. Un partid da. Mare. N-are nu puteți prevede o ruptură în PSD, să zicem. Nu. Eu nu cred. Joana și Vanghelie nu. Vor mușca din deci, membrii PSD? Domnul Sălceanu, Joana este o mare dezamăgire, de exemplu, pentru mine. Deci este o mare dezamăgire. Este un om care, în care lumea a avut încredere. Era ministru de externe, se mișca bine, avea o experiență din lumea democratică americană. Rezultatul este cel care l-a prezis Ion Ilescu. Deci asta este. Și uite că a avut și dreptate. Deci nu te superi ca ciurdarul pe sat. Că tu ești ciurdar, nu ești... Deci el a avut... PSD-ul a reușit să-l devore pe Năstase, care este un model de politician. Vorbesc ca și practic, ca și prestație politică de nivel de anvergură. Nu iau în discuție calitățile umane care l-au dus unde l-au dus. Și asta e tot vina lui. Dar, deci partidul a devorat. L-a dat afară. Gândiți-vă, era președinte Camerei Deputaților când a fost schimbat după pierderea alegerilor. Joana a fost președinte partidului, l-au devorat. Da, din păcate că România au experiența asta cu devorarea eu sper că fostului Victor conducător. Ponta, care este un tip dinamic și interesat, a știut să țină echilibru, eu sper că el nu va avea aceea soartă. Eu sper. Și nu este o speranță legată de faptul că el a pierdut alegerile. Deci chiar este un om care poate deveni o personalitate importantă a românilor. Dincolo de unele lucruri care și lui se pot reproșa cu siguranță, începând de la problema personală a plagiatului și așa mai departe. Credeți că s-a grăbit când a candidat la prezidențiale? Da, dar el a fost forțat. El nu și-a dorit. Eu, da. Cred, eu totdeauna am spus că el o spune cu sinceritate că nu dorește să candideze. Și cred că PSD-ul avea oameni care ar fi avut prestația cel puțin la nivelul lui și obține vot, dacă nu chiar mai bună. Deci, după mine, șeful statului despre cine trebuie la să cine fie vă un gândiți? Om cu experiență. Dom'le, și Joana era o soluție. Vreau să vă spun că și Joana ar fi era fost în momentul respectiv, soluție. Da. Era, dar sunt și alții. Era Atanasiu, erau oameni în partid serioși care puteau, au experiență. Dom'le, șeful statului și, în general, liderul național trebuie să fie un om cu multă experiență. Asta e primul lucru, cu multă experiență. Deci cel care, și am mai spus-o de o dată, atunci când partidul sau mișcarea pe care din care faci parte și o conduci, vrea să o ia pe toate părțile înainte, să știi să-i stopezi, să-i reorganizezi. Când îți în spate, să știi să-i tragi după tine. Ori asta poate să facă un om cu multă experiență și profesională și politică de anvergură. Asta pot, asta trebuie. Și atunci aceia pot să devină lideri. Și trebuie să fie oameni cumpătați, oameni care iau decizii pe baza unei experiențe. Sigur, și devotați, în primul rând, să fie și devotați cauzei și țării, pentru că cu adevărat, Băsescu ce n-a știut să fac? El n-a știut să se desprindă de ideologia care l-a trimis președinte. N-a fost capabil și a devenit. Este unul din oamenii care niciodată nu mi-a inspirat încredere. Am fost coleg de pe aia și l-am cunoscut de atunci și avea componente din acestea exact cum s-a manifestat ca președinte, dar nu este un om care să adune în jurul lui oameni, proiecte mari și să le dezvolte. Deci nu este. Și a dovedit-o că nu este. Sigur, da, nu, a fost nu 10 ani că a făcut numai lucruri rele. Da, a fost 10 ani la conducerea țării. Da. Domnul Pop, sunteți directorul Colegiului Național Mihai Eminescu și... Încă. Da, și profesor de fizică. Da. Cum vedeți dezvoltarea învățământului în municipiul Satu Mare? A spus că sunt multe școli, da, deci înțeleg că sunt multe școli. Da, știți, în Satu Mare are o chestiune paradoxală.
Deci în satul mare, în perioada de după Revoluție, s-au desființat școli generale și s-au înființat licee, știți? Deci e un paradox. Scade populația școlară și apar mai multe licee. Și atunci de unde se recrutez oameni? Deci eu, și de aia v-am spus că m-am implicat destul de tare în această restructurare a rețelei școlare, au discuții la nivelul primăriei și speță cu domnul primar și cu domnul viceprimar care răspunde și cred că am reușit să cădem de acord chiar și cu inspectoratul școlar, care este cel care gestionează tehnic acest lucru, că e nevoie de o restructurare puternică a rețelei școlare, în sensul că în domeniul tehnic, deci în domeniul învățământului tehnic, profesional, acolo va trebui să dezvoltăm rețeaua școlară pe două mari campusuri școlare. Un campus școlar poate să ducă până la 3.000 de oameni. Ori nu cred că acolo se va ajunge, pentru că nu are nevoie în acest moment municipiul de, eu știu, 6.000 de elevi în campusuri tehnice. Și, de asemenea, rețeaua de învățământ clasic, să zicem, iarăși și ea trebuie restructurată, regândită, astfel încât cu adevărat în școlile acestea să învețe cei mai buni elevi ai generației, care sunt capabili să urmeze cursurile învățământului superior cu rezultate profitabile pentru el și societate, comunitate. Deci eu cred că acest lucru va trebui să se întâmple și începe să se întâmple. A început anul trecut cu Unii o trai în voie, da? Și va continua, pentru că e nevoie de acest lucru. Nu este simplu. Gândiți-vă că gândiți-vă că o astfel de restructurare presupune realocări de resurse, și de resursă umană, da, adică profesori. Domnul Pop, vor fi dați afară profesori. Nu. Pe de altă parte, în fiecare an numărul elevilor scade cu 1.000. Deci asta e trendul. Mă rog, e trendul pe județ, trendul este minus 1.000 pe an. Corect. Restructurare înseamnă comasare de catedre. Corect. Deci implicit și profesori care trebuie să-și caute alt loc de muncă. Încă sunt școli în satul mare, școli care nu au cea mai bună resursă de profesori. Știți? Și atunci categorică va fi, unii se vor reprofesionaliza, deci nu e ușor. Deci eu vorbesc puțin detașat că eu mai am vreo 2 ani și ceva până îmi închei cariera profesională, activă, de profesor. Dar nu va fi ușor. Și de aceea acest lucru trebuie să fie în atenția oricărea. Deci nu s-a creat un confort. Societatea modernă nu înseamnă o societate confortabilă. Din punct de vedere al profesiei, al modului cum îți desfășori activitatea. Există sisteme de evaluare, de selecție, de ierarhizare și de acest lucru se va confrunta și corpul didactic, categorii. În cazul este altul, că profesia de dascăl nu este una tentantă, deloc. Deci profesorii nu se mai fac cei mai buni elevi sau dintre cei mai buni elevi ai generațiilor. Și asta este un lucru, nu vreau să epatez, dar mi-aduc aminte când eu am terminat liceul în 71, tatăl meu vrea să mă fac inginer și am spus, știi tată, eu nu sunt chiar cel mai slab la... Da, deci îmi plăcea fizica, m-am și dus la fizică. Mă rog, ați vrut să deveniți aviator. Da, am și spus. Bine, acela a fost un vis care mi l-a tăiat mama mea, săraca, dar ea atât am înțeles. Da. Și nu știu, probabil că nu puteam. Da. Era un vis. Nu știu dacă îl puteam realiza. Acum e foarte greu pentru că mie îmi place fizica. Asta e realitatea. Da. La final, domnule Pop, vreau să ne spuneți dacă mai candidați pentru un comandat în 2016. Deci, la Consiliul Local, Consiliul Județean, poate chiar în Camera Deputaților? Eu nu sunt un om care doresc să fiu în față. Pentru că îți trebuie resurse materiale și financiare, în primul rând, proprii, ca să nu depinzi de alții. Ori un profesor nu are aceste resurse. Eu am trăit experiența politică, am fost parlamentar, pentru mine a fost o școală excelentă. Dar am spus și spun și acum, sunt dispus să fac parte din orice echipă și să fiu alături de oameni care vor să facă ceva pentru comunitatea aceasta, punându-mi la dispoziție și experiența
și modul de a gândi și nici nu sunt un tip comod. Deci nu sunt un tip comod. Adică știu până unde și atunci îmi spun punctul de vedere fără nicio jenă, pentru că nu am alte interese. Eu țin foarte mult la Sătmar, chiar dacă sunt din zona Băii Mari, istoric mă consider totdeauna apartenent la comitatul sau regiunea aceasta, județul Sătmar, și mie mi-a plăcut foarte mult aici, pentru că în 75, când am venit la 23 de ani, eu n-am plecat de aici, eu am rămas aici și de 40 de ani fac meseria de profesor. Da, sigur. Domnule Pop, mulțumesc pentru participare, mulțumesc că mi-ați răspuns întrebărilor. Stimați telespectatori, mulțumesc că ați fost alături de noi, rămâneți în continuare cu Informația TV.